Primăria Timișoara transferă un cămin vechi și nefolosit societății de transport public pentru a fi transformat în clădire de locuințe pentru șoferi și vatmani. La începutul acestui an, STPT a lansat o campanie de recrutare pentru angajarea 150 de șoferi și vatmani, inclusiv în alte localități din țară. Timișoara are nevoie de mai mulți șoferi pentru a îmbunătăți frecvența transportului public, iar acest lucru nu poate fi realizat fără atragerea și păstrarea unui număr suficient de angajați calificați. În plus, renovarea căminului contribuie la valorificarea clădirilor din patrimoniul municipalității. Clădirea de 4 etaje plus parter aflată lângă baza sportivă STPT de pe strada Renașterii nu a mai fost folosită în ultimii 3 ani. Imobilul a rămas neutilizat în urma desființării unui grup școlar, iar baza materială a acestuia a fost preluată de unitatea de învățământ cu care a fuzionat Liceul Tehnologic Regele Ferdinand I din Timișoara. În ultima ședință de Consiliu Local a fost aprobată propunerea de a transfera clădirea către STPT. Urmează ca societatea să demareze procedurile pentru renovarea imobilului.